Proiectul de tip CAV presupune construirea unei platforme betonate de aproape 2500 de metri pătrați, care va fi împărțită în mai multe sectoare pentru colectarea deșeurilor. Cetățenii vor putea aduce gunoiul gratuit, acesta fiind selectat în funcție de categoria de deșeuri la care se încadrează. Avem un contract de finanțare depus pe PDRR. Este vorba de construirea unui CAV, centru cu aport voluntar. Este o platformă betonată de aproximativ 2500 de metri, de pe care nu va ieși un strop de apă, din ape pluviale sau ce va fi acolo, care va fi împrejmuită total. Vor fi sectorizate unele zone pe care vor să vină containere pentru colectarea deșeurilor pe fracții, sticlă, plastic, fier, doze de aluminiu, și e pentru prima dată de când știm, se va colecta moluzul de la construcții. Deci tot ce rezultă dintr-o construcție, din demolări, se vor duce acolo în mod gratuit și astfel mă gândesc că nu se vor mai depozita în alte locuri nepermise, că foarte mulți oameni nu au unde să depoziteze aceste deșeuri și le aruncă pe câmpuri, la capete de poduri, ceea ce nu e frumos. Nu face bine naturii și nici calității vieții noastre a tuturor. Investiția provine din surse interne nerambursabile.